Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit, sunt Mihaela Ciorbaru și ca de fiecare dată, de 2 ani de zile de când am preluat această emisiune, v-am obișnuit ca ultima ediție a radiografiei zilei, ultima ediție în formatul acesta, să fie dedicată celor care reprezintă orașul care găzduiește postul Litoral TV și mi se pare un gest de respect, de recunoștință și de bun simț la adică. De aceea, în platou alături de mine în această seară, se află reprezentanței primăriei, administrației publice locale năvodărene. Este vorba despre viceprimarul orașului Năvodar, domnul Florin Chelaru, căruia îi mulțumesc că a acceptat invitația noastră. Bună seara, domnule Bună viceprimar! Bună seara, telespectatorilor dumneavoastră! Și un om cunoscut și un om pe care l-am tot invitat în platou Litoral TV atunci când apăreau probleme sau când vreau să aflăm cât mai multe informații despre proiectele preponderent cu finanțare europeană. Este vorba despre șeful biroului management și proiecte de dezvoltare, domnul Adrian Constantin. Bună seara, domnul Constantin! Bună seara, mulțumesc încă o dată de invitație și vreau să-i salut pe locuitorii orașului Năvodari. Pentru că este o emisiune, după cum probabil v-ați dat seama, în care vrem să aflăm cum încheie administrația năvodăreană acest an calendaristic 2014, am să-i rog pe telespectatorii noștri care știu că urmăresc această emisiune și sunt dornici să intre în direct cu noi, să o facă numai că în această seară, pentru a le da posibilitatea celor doi invitați din platou să discute și să ne povestească cât mai multe din ceea ce s-a întâmplat în 2014, dar mai ales din ceea ce își propun să realizeze anul viitor, toate sesizările, semnalele pe care le veți da sau vreți să le transmiteți, am să-i rog pe colegii din regie să le preia la finalul emisiunii. Vă promit că toate aceste date vor ajunge în informare, pentru informarea domnului viceprimar și respectiv a domnului Constantin. Mulțumindu-vă pentru înțelegere, eu zic să dăm startul acestei întâlniri și să firesc începem cu întrebarea care e pe buzele tuturor la final de an. Cum ați caracteriza acest an 2014 din punct de vedere al administrației publice locale din Năvodari, cu bune și cu rele, dacă ar fi să facem din punct de vedere contabil așa o balanță, spre ce ar înclina, domnul viceprimar? Spre bune sau spre rele? Sau o menținem echilibrată? Eu vreau să văd din alt punct de vedere. Vă rog. Acest an pentru administrația orașului Năvodari a fost foarte greu. Teribil de greu, s-a încheiat pe plus, dar cu eforturi extrem de mari, cu tensiuni pe care, sincer, nu mă așteptam să le avem și nu mă refer doar eu personal, ci tot, la tot colectivul primăriei orașului Năvodari. Un an greu, un an, sincer să fiu, nimeni nu s-ar fi așteptat la aceste schimbări de situație, deși am mai trecut prin 2012 la o atare situație, numai că acum, în momentul în care toate proiectele noastre sunt în implementare, e cu atât mai greu să faci față la toate aceste, să zic, neajunsuri care au apărut și au apărut, din păcate. Un an greu care probabil că mă va face în viitor să mă gândesc la faptul că dacă trecem cu bine, vom trece și ne vom întări și vom învăța din istoria acestui an. Dacă e să vorbim de plus și minus, nu. Administrația este pe plus. Este foarte adevărat, este pe plus. O să și discutăm toate proiectele care le avem acum, în acest moment, sunt în, oarecum în grafic, chiar dacă există, să zic așa, întârzieri. Toate aceste întârzieri, vreau să știți că există pe tot teritoriul României, la toate primăriile, la toate unitățile administrative teritoriale. Cu cine vorbim de la București, ADR Brăila? Toată lumea ne chiar și încurajează. Zice, da, domnule, știu că ești în întârziere, am fost și la minister, da, știu că sunteți în întârziere, dați-i bătaie, veniți cu cereri pentru bani.
Și să știți că nu sunteți singuri, adică nu care cumva să credeți că, băi, ne lăsăm așa duși de, sau răpuși de situație și nu. Aceste proiecte le vom duce. E foarte adevărat că au apărut diferite probleme. Le vom finaliza. Dar anul, una peste alta, foarte complicat, nu se aștepta nimeni. Nu... Să înțeleg că e un fel de angajament pe care vi l-ați luat. Da. Și pentru sincer, primarul Nicolae Matei. Vă spun sincer că da, este o datorie de onoare să termin aceste proiecte și nu să le termin și să nu fie doar o vorbă în vânt. Este o datorie de onoare să finalizez atât eu, cât și adică și el, la rândul lui, pot spune că este tot mâna dreaptă, cumva, primarului Matei, pentru că aceste proiecte au fost concepute în prezența lui și el este unul din cei care trebuie să fie alături de mine, alături de primărie, alături de Consiliul Local, să finalizăm aceste proiecte așa cum știm și am învățat că trebuie să le facem, în primul rând, de la Nicu Matei, de la prietenul nostru. Domnul Constantin, mi-amintesc că într-una din întâlnirile noastre de-a lungul timpului, așa, când domnul Matei era la primărie, îmi spuneați, sunt acoperit de dosare și de hârtii. Nu știu dacă am timp să ajung la emisiune, mi-amintesc că a fost o astfel de discuție la un moment dat. Și acum biroul dumneavoastră e tot așa arhiaglomerat de dosare și de hârtii. Mai e același rit pe care ne spuneați, ne dezvăluiați atunci într-o ediție că vi-l impunea edilul șef Nicolae Matei? Da, vă dați. Acum eu vă spun o altă chestiune. Sincer, în general am învățat că este bine să numiți jurnaliști, că tot te află. Așa că nu vă mințeam nici în momentul acela, nu vă mint nici acum. Vă spun că în momentul de față, de fapt, trăim de ceva timp, de o perioadă încoace, un vârf de sarcină pentru proiectele pe care le avem în implementare. Și atunci ritmul are cum să scadă. Din potrivă, eu cred că ritmul s-a accelerat, pentru că pe lângă proiectele pe care le aveam avut pe fonduri europene, am adăugat și câteva de pe fonduri guvernamentale, pe care l-am preluat și pe care până în cele din urmă se pare că se vor duce la capăt cu succes, pentru că mare parte din ele sunt finalizate și pentru care am primit finanțare. De asta spun că n-ai cum să scazi ritmul, cel puțin nu atunci când ești în implementare și nu atunci când ți se adaugă proiecte noi. Acum, aș vrea să te faci puțin o mică trecere la întrebarea pe care ați pus-o dumneavoastră adinaori, pentru că aș fi vrut, mie mi se pare că la un moment dat scăpăm din vedere anumite aspecte importante. Faptul că anul acesta și doresc ca spectatorii să spună lucrul ăsta. Într-adevăr, există, au fost foarte multe probleme și proiectele în implementare, toate proiectele, nu cred că există unul, nu sunt lipsite de probleme. Deci toate au probleme. Chestiunea este... Ați avut și foarte mulți prieteni care să vă ajute, da, în asta. Da, recunosc. General este foarte iubit de unii. De prieteni, da. Acum, eu vreau să vă spun un alt aspect. Faptul, aș vrea să evidențiez partea bună a lucrurilor, pentru că probabil că nu știu dacă toți telespectatorii cunosc. Adică anul ăsta pentru proiectele europene din Năvodare a fost un an chiar fericit, zic eu. Fără mai puțin, există și o parte, într-adevăr, de lucruri pe care ne-am propus și noi n-am reușit să realizăm până la sfârșitul anului acesta, dar sigur, nu suntem în măsura în care să nu le putem realiza. Mă refer la faptul că am terminat cantina. Deci proiectul de cantină, primul nostru proiect și care avea un isocial, este finalizat. Au venit în Năvodare în jur de 30 și ceva de miliarde de lei, ca să spun. Năvodare, înțelegând tot ce înseamnă serviciile conexe, bun. Apoi s-a început drumul între Năvodari și Mamaia. Adică drumul dintre Năvodari și Mamaia a început efectiv ca și execuția lucrărilor. Este un, dacă vreți, un vis al năvodărenilor de foarte mult timp și el s-a început anul acesta. Într-adevăr, acum există o problemă și țin să remarc că asta discutam și cu domnul viceprimar la primărie. Eu îmi cer scuze în numele primăriei și domnul, ne facem lucrul acesta pentru că este bine și elegant să facem lucrul ăsta pentru starea în care s-a aflat drumul o perioadă de timp, dar cam așa sunt lucrurile. Dar nu cred că e corect. Cam așa. Nu, haideți să vă spun o chestiune. Tocmai pentru informarea corectă a telespectatorilor. Noi de la primărie am recomandat foarte tare să se aleagă ruta cealaltă, da? Dar ne cerem scuze pentru că s-a creat un disconfort pentru cei care totuși au ales ruta aceasta sau nu aveau de ales decât această rută, da? Am încercat să facem tot ceea ce este posibil să menținem că calea de rulare în stare de circulație. Numai că vreau să spun lucrul acesta, orice drum în construcție este un drum în construcție. Trebuie să avem un pic răbdare. Ca să circulăm pe un drum modern, trebuie să trecem și în etapa asta. Este o fază pe care nu se pare că de care nu se poate. Ține-vă anul dacă vreți, da? Mai spun și o altă chestiune. Pentru că tot ați adus discuția aici, da, despre drumul acesta, pe care eu îl fac zilnic, dus întors.
Repet, mie nu mi se pare corect ca dumneavoastră, administrația publică locală, să vă faceți, știți să vă cereți scuze pentru că dumneavoastră sunteți beneficiarii acestui proiect. Punct. Vinovat de ceea ce se întâmplă aici din punctul meu de vedere și nu cred că greșesc, este Enelu, care are niște pretenții, e un fel de stat în stat, eu am mai spus asta în alte, în mai multe emisiuni, care are niște pretenții uneori aberante. Eu apreciez pentru că eu sunt convinsă că dacă implicarea Enelului în ceea ce privește mutarea celor stârpi ar fi fost mult mai rapidă și era de înțeles să fie așa, mai ales când discutăm de proiect finanțat prin fonduri europene unde termenele sunt clare și unde, Doamne ferește, se poate pierde finanțarea, da? Nu mai aveam de-a face cu strada în stilul acesta la ora actuală, pentru că lucrurile puteau avansa și chiar dacă nu se punea asfaltul pentru că nu permitea timpul, măcar starea drumului era alta, se putea face ceva. Poate și aici o să facem puțin lumină în 3 secunde când o să avem timpul din emisiune ca să explicăm foarte clar cum stau lucrurile pe chestiunea asta. Dar eu poate că sunt mai puțin elegant decât de obicei, dar aș vrea să spun că îmi doresc foarte tare și este una dintre dorințele pe care aș vrea să mi se aducă sau să mi se îndeplinească anul viitor, să nu se exploateze politic absolut deloc orice fel de, să spun așa, stare de mijloc ca oricăruia dintre proiectele noastre. Pentru că există în momentul de față anumite persoane care manipulează pur și simplu cetățenii și încearcă să exploateze oarecum politic momentul acesta și eu le atrag atenția, domnilor, este un drum în lucru. Un drum, un lucru cam așa arată. Și în casă când îți zugrăvești, cam te murdărești la un moment dat pe haine, pentru că ăsta este disconfortul drumului, lucrării încă în desfășurare. Urmează ca anul viitor să avem un drum model pe 4 benzi, urmează să-l avem cu două, cu trotuare de parte și de alta, cu piste de bicicliști, adică gândit cu toate funcționalitățile moderne, cu iluminat public fotovoltaic, astfel că să nu există un consum pe drumul acela. Gândiți-vă că pe drumul acesta de ani de zile există stâlpi, dar nu a existat iluminat. Vom avea iluminat. Dar trebuie să trecem prin faza asta intermediară. Și chiar aș ruga pe oameni, cei care încearcă să exploateze politic momentul acesta sau chestiunea aceasta, să nu mai facă, pentru că, din punctul meu de vedere, o fac nefertil. Adică ne fac rău, fac rău proiectelor noastre, fac rău desfășurării lor, fac rău, în general, oamenilor care, pe care aș vrea alături de proiectele pe care le avem și toate chestiunile acestea. Și aș mai vrea să doar atâta două vorbe să sintetizez apropo de anul 2014. Vreau să vă reamintesc că au început lucrările de lucruri palpabile pentru piața de pește, un alt proiect pe cooperarea transfrontalieră. Așa, au început lucrările pentru centrul de afaceri. Acum, eu nu pot să vă spun că în România e greu să se întâmple lucrurile altfel decât românește. Adică e greu să discuți, totuși eu încă cred foarte tare lucrul ăsta, că e greu să discuți de Germania, România, da? Sau să discuți despre lucruri care se dezvoltă nemțește în România. De ce spun lucrurile astea? Pentru că există, noi ne-am întâlnit foarte tare și vă spun eu că domnul viceprimar și cu domnul primar pur și simplu și-au tocit nervii, dacă vreți, pe servieta, dacă vreți, a constructorilor pe care îi mână la lucru să facă treabă și de multe ori se întâmplă răspunsul nu este, sau feedback-ul nu este același. Adică îți dorești foarte tare, ai un anumit grafic de execuție, îți dorești foarte tare care să se întâmple, care să se realizeze și lucrurile nu întotdeauna se întâmplă așa cum ți le programezi. Domnul viceprimar, înțeleg de la domnul Constantin și care a zis-o foarte clar și pe înțelesul tuturor că, de fapt, de drept, dacă și unde există oarecare întârzieri, ca termene, mă refer în anumite proiecte, toate sunt urmare a mentalității comuniste a românilor, din păcate. În sensul de noi ne facem că muncim, alții se facă ne plătesc și uite așa lucrurile se tergiversează și uneori riscă să iasă de sub control. Totuși, stau și mă gândesc că firmele care au obținut aceste proiecte au participat la niște licitații, au fost contestați în marea majoritate a proiectelor pe care Năvodariul l-a avut. Au reușit unele, altele să obțină contractul. Nu și-au pus problema, domne, sunt totuși angajamente cu structuri europene. Ne facem de râs nu neapărat noi ca firmă, ci noi ca stat în general, că iată ce probleme avem. Chiar nu putem să ne luptăm un pic cu mentalitatea să nu poate fi schimbată deloc. Și vă spun asta pentru că la ultima noastră întâlnire, știți că am luat fiecare proiect în parte și v-am zis atunci, recunosc cu un ton destul de om nemulțumit, pentru că eu zilnic, dacă vin pe aici, vreau, nu vreau, două, cel puțin, dintre proiecte, mă uit mereu pe geamurile microbuzelor să văd dacă se muncește sau nu se muncește. Și mă enervam când îi vedeam cum stăteau și era soare și stăteau muncitorii. Mă enervam când îi vedeam pe doi că lucrau, dar restul stăteau și numai că n-aplaudau sau făceau galerie. Adică niște situații de penibile încât pe mine mă revoltă, recunosc chestia asta.
Într-o altă emisiune a dumneavoastră, eu am avut curajul să spun și acum vreau în continuare să repet, problema nu pleacă de la constructori sau de la muncitori, patroni, problema pleacă de la modul în care se gândește atribuirea unor contracte. În momentul în care se vine sau se susține în continuare că trebuie să alegem pe cel care are prețul cel mai mic, niciodată nu o să avem calitate. Și mă refer la calitatea materialelor. Dacă în primul rând... Dar măcar calitatea prestației eu putem asta avea? În al doilea rând este vorba despre calitatea prestației. Ei în momentul în care își fac calculul cu utilaje mai mici, mai puține, deși cu toate că respectivele utilaje, ele sunt trecute în proiect ca fiind un anumit tip de utilaj, un anumit număr de utilaj, un anumit tip de salariați. Sigur că da, cu numele, cu numele inginerilor, cu proiectanților, cu tot. Numai că una este să vină să câștige o licitație, iar dacă nu vin cu prețul cel mai mic, eu nu pot să îl aleg pe cel care vine cu, poate cu un management mai modern și cu un calcul făcut corect. În momentul în care eu aleg pe altcineva, oricine mă poate contesta. Iar legea achizițiilor este gândită rău. Ar trebui cumva să fie luat în calcul și faptul că venind cu un preț foarte mic, oamenii nu pot repede să, cum să spun eu, să lucreze și să aibă banii necesari. Ei sunt drămuiți pe fiecare lucrare și, bineînțeles, că și lucrările lasă de dorit. Sunt întârzieri. Dar ați avut de-a lungul timpului și situații în care, spre exemplu, firmă câștigătoare a unui proiect, a unei lucrări, cu prețul cel mai mic, de așa spune legea, să nu dețină resursa umană și chiar logistica necesară la o asemenea, pentru o asemenea lucrare? Pe proiecte europene n-am. Pentru că bănuiesc că și asta ar putea să fie un inconvenient. Că am văzut situații și la alte primării în care, da, au câștigat prețul cel mai mic și când acolo trebuiau să închirieze utilaje de la altă firmă, să aducă muncitori de la altă firmă, ce e penibil. Adică ar trebui inclusiv acest criteriu să fie introdus și să fie un criteriu de bază în momentul în care te decizi, îl aleg firma X să se ocupe de proiectul Y. Haideți să vă spun un singur aspect. La nivelul hârtiilor, în general, ofertanții arată foarte bine. Și la nivelul hârtiilor sunt beton. Da? De obicei. Iertați-mi expresia care este oarecum desprinsă din registru, să spun așa, vorbit sau registru literar, dar arată foarte bine la nivelul hârtiilor. Problema este alta. Și o să vă dau un exemplu. La un moment dat își asumă, prin ofertele pe care le pun la primărie, își asumă prețuri de manoperă foarte mici. Într-adevăr legale, deci vă spun legale, adică care sunt în conformitate cu salariul minim per economie, dar prețul de manoperă foarte mici. E, de unde apare dificultatea? Apare dificultatea după ce îi se atribuie contractul. Iau contractul de execuție de lucrări și trebuie să-și caute forță de muncă care să se încadreze în prețul pe care l-a ofertat deja. Și de obicei, de cele mai multe ori, le este greu să aducă forță de muncă în altă parte, dacă sunt din altă parte, pentru că acum SAP-ul a devenit așa o fel de platformă a tuturor achizițiilor și atunci pot să vină ofertanți din diverse colțuri ale țării, își dau seama că aici nu găsesc forță de muncă cu acea valoare mică pe care a ofertat-o și atunci de aici apare un impas. Eu vă spun că desprindem lucrurile astea din realitățile în care ne învârtim. Apare impasul. Găsesc un muncitor pe care să-i plătească prost. Acei muncitori nu sunt foarte bine specializați, nu lucrează foarte bine și tot așa, și așa mai departe. De asta apar tot felul de dificultăți în implementarea proiectelor. Și vă spun că, în general, este un păcat general. De ce? Pentru că, gândiți-vă că noi suntem o primărie, dar în situația asta există toate administrațiile locale din țară. În general, se vin la licitații, au început să se vină, era un timp, erau în care funcționa, dacă îmi permite statement-ul și cred că în asta sunt mult prea deschis la vorbă, haiducie. De ce? Pentru că veneau cu jumătate, cu undeva la 50% din prețul estimat. Deci, în general, când un proiectant face un proiect, un astfel de agent economic, da, 50%, adică jumătate din valoarea estimată. Într-o astfel de situație, există două posibilități. Ori proiectul a fost supraevaluat, da? Ori o a doua situație, terțiul nu am datul în situația asta, da? Ori a doua situație, cea în care agentul economic sau operatorul economic a venit și a subofertat, aflându-se într-o criză de lucrări, dar vrând într-un fel sau altul să aibă un contract. Da? Asumându-și într-un fel să nu ia un profit până la urmă.
Bun, cam o să dezbatem mai pe larg fiecare proiect, ca să ne spuneți cam în ce stadiu se află, pentru că ne interesează, ce obțin pe mine mă interesează, le-am urmărit parcursul a 2 ani în permanență să văd cum au evoluat. Dar revenind la Năvodăreni, pentru că a început domnul Constantin prezentând finalizarea acelui prim proiect referitor la cantina socială, vreau să vă întreb câte dintre solicitările năvodărenilor, per ansamblu, indiferent de ce solicitau ei, au fost sau au putut fi soluționate de către administrația publică locală în acest an. Și aș începe cu cei mai nevoiași și până la, știu eu, rețea de electricitate, apă și așa mai departe, drumuri. Dumneavoastră știți foarte bine cam care sunt nevoile oamenilor și cum interveneau în direct prin telefon, ne spuneau cam astea erau problemele pe care le ridicau. Am înțeles. Problema este în felul următor. În marea majoritate a cazurilor, fiecare cetățean al unui oraș are o problemă sau consideră că se poate îmbunătăți cumva viața lui și normal că are nevoie de un sprijin din partea primăriei. Deci fiecare cetățean, chiar dacă există situații în care s-a făcut o parcare, au fost momente în care sunt unii puțin, sunt nemulțumiți că nu au prins loc în parcarea respectivă. Sau că, deci întotdeauna există și un grad de nemulțumire. Eu nu vreau să mă raportez la neapărat la cât de multe am mulțumit sau nemulțumit, pentru că eu mi-am asumat și când vorbesc eu, vorbesc ca și primărie, nu ca și persoană. Mi-am asumat un anumit număr de investiții la nivelul orașului Năvodari. Aceste investiții au în spate un anumit buget pe care eu la momentul respectiv l-am gândit că îl voi avea și voi putea acoperi acele investiții. Deci, de la început am acceptat faptul că pot să-mi permit să fac o anumită canalizare, anumite parcări, să modernizez un drum, să fac anumite lucrări numai cu banii primăriei. Numai cu banii primăriei. Cât o din parte... ce v-ați propus la începutul acestui an, prin bugetul pe care l-ați elaborat și au fost votat de Consiliul Local, s-a realizat undeva din investițiile la 80%. Acelea. Undeva la 80%. Vă spun și... Și acestea au vizat ce în principal? Au vizat... parcări, am înțeles. Parcări. Au vizat... asfaltări de drum? Asfaltări, da, asfaltări de drum. Gândiți-vă la strada Liliacului. Gândiți-vă la canalizare pe strada Liniștii. Gândiți-vă la aducțiuni de apă în B1, B2. Gândiți-vă că n-au fost o parcare, au fost 4 parcări. Gândiți-vă că o parte din bani au mers la cofinanțări. Adică ei au... Deci, europene, da. La momentul ăsta avem destul de multă experiență să nu pot să promit aiurea în van ceva ce știu că nu pot. Pentru că estimăm la începutul anului o anumită sumă ca fiind suma pe care eu pot să o folosesc pentru investiții. Nici de cum nu pot să vorbesc aiurea să mă jure după aia cetățenii. Și dau exemplu, pe Mamaia Sat. Eu știu că sunt nemulțumiri. Știu că sunt nemulțumiri nu de acum, din timp, dar le spun în continuare. Sunt momente în care eu nu pot să investesc banii ăștia care îi am. Una este să pot să fac câteva străzi în Năvodar și alta este să fac o stradă lungă în Mamaia Sat și am terminat banii. Și am terminat banii. Banii pentru buget sunt împărțiți nu numai pentru lucrări de investiții. Ele plus sunt că v-aș și pentru... completa banii dintr-un buget local, mai bine zis sumele prevăzute pentru investiții, depind, și lumea ar trebui să știe, dacă nu știe deja, de cuantumul încasărilor în ceea ce privește impozite și taxe. 100%. Și atunci vine inevitabil întrebarea, cum stați la capitolul, cum ați stat pe 2014 la capitolul încasări, impozite și taxe? Adică la simțul civic
și năvodărenii cât de cinstit sunt, că una e să plătim o stradă și alta e să nu-mi plătesc impozitul. Sunt corecți. Undeva la... Noi avem un grad de 85. De colectare de... Da, cam 85. De obicei 85% în general. Mai avem și problema legată de termoficare, unde sunt sume foarte mari care se... care le susține Consiliul Local. Oamenii trebuie să știe, pentru că dacă nu-și plătesc căldura, eu căldura trebuie să o plătesc, eu ca primărie, și o plătesc și apare o diferență în care orașul Năvodar efectiv investește în căldura, în căldura cetățenilor, așteptând un an, doi ani, uneori un an, că uneori apare și o situație ridicolă. E și de nedorit din partea mea să solicit organelor competente să recuperez banii. Dar trebuie să o fac, chestia asta trebuie să o fac, pentru că vine curtea de conturi și îmi spune cum ai demonstrează-mi că dumneata ai încercat să recuperezi banii. Iar dacă eu nu, înseamnă că eu sunt de rea credință și înseamnă că toate sumele astea îmi revin mie și eu trebuie să le plătesc. Eu, de foarte multe ori, de eu ca persoană, ca persoană fizică. Nu, ca persoană fizică. De asta oamenii trebuie să știe cumva situația. Același lucru, de exemplu, se întâmplă și la gunoi. Deci am mărit cu un leu. Deci la o persoană se plătesc încă 12 lei pentru diferență pe un an de zile. 12 lei. Oamenii trebuie să știe că au apărut diferențe foarte mari la acest moment între sumele totale pe care le dă primăria Năvodari, conform contractului care l-a făcut acum 4 ani, 4 ani. Am așa? Că a mărit prețul agentului economic pentru colectare, nu, depozitare. Sub nicio formă, nu, sub nicio formă, numai că au crescut foarte mult cantitățile de gunoi. Și mai e și o problemă care a trebuit cumva cetățenii să o înțeleagă, în sensul că primăria deja a început să dea amenzi foarte mare la pensiunile din orașul Năvodari, pensiunile care fac turism, dar se pretează ca fiind simple locuințe sau micșorează numărul de turiști care îi calcă pragul, iar cantitățile, cel puțin vara, sunt enorme. Primăria plătește sume, iar eu nu-mi doresc decât să existe o mică diferență în care primăria să suporte. Nu pot să las lucrurile în care să apară un decalaj foarte mare între încasări și plățile care le face primăria. Pentru că oamenii trebuie să știe că dacă la gunoi încasăm 7 lei și plătește primăria 10 lei, se adună 3 lei. Bine, astea sunt sume de miliarde și oamenii trebuie să înțeleagă. Vine termoficarea. Multă lume, nu sunt bani. Încep iar să nu plătească. Iar gradul de încasare nu este contat. Atunci, iar primăria suportă niște bani. Pe de altă parte, vin și altele. Nu știu, alte cheltuieli. Primăria, deci trebuie să dea niște bani. Bun, dai bani. Ok, dar trebuie acum te gândești la te gândești la investiții. Vrei să faci parcări. Oamenii trebuie să știe că sumele pe care noi le-am acceptat ca fiind plata pe o anumită închiriere domeniul public pentru o parcare, nici de cum nu cum să spun, un năvodărean pentru un loc de parcare pe deci, an. Undeva la 140 de lei, cam așa. Deci, cu tot cu inflație. Noi am plecat de la 10 lei și acum cu tot cu inflație, pentru că guvernul așa. Și, deci, 10 lei plus inflația, deci undeva la 140 de lei, maxim 150 de lei. Aceste sume sunt sume pe care le plătește primăria. Ei, toată lumea spune, domnule, eu plătesc impozit și vreau să mi se dea. Dar marea majoritate, sau spune, pe strada mea nu s-a făcut nu știu ce. Foarte bine, am înțeles ideea, nu s-a făcut până acolo iluminatul la acel moment. Dar primăria plătește... Pentru că tu vorbiți de iluminat problema cu rețeaua electrică din peninsulă.
O să, da, discutăm. Discutăm asta. Vreau să aminte că ați vorbit de iluminat. Da, da. Ei, în momentul în care a apărut diferențele astea, primăria trebuie să încerce să țină oarecum pasul. De exemplu, noi acum nu am mărit taxele și impozitele la drum, la terenuri, la clădiri, la mașini, la cimitir, mi s-au plâns oamenii. Am zis, domnule, au dreptate. Da, dar e o scădere mare. E o scădere mare pentru că... La 15 lei au diferență mare. Știți de ce am pus? Pentru că mi-au zis, domnule, că la Constanța. Domnule, dacă se poate la Constanța, la Năvoda nu se poate. Ok, dacă apare situația asta, hai să o rezolvăm. La Constanța plătești pe loc, de nu-ți mai trebuie. Nu, da, nu vreau să intru în discuții. Sau legat de transport, adică cei care, societățile de transport din Năvodari, până acum se plângeau, domnule, există o taxă pe fiecare zi, dar avem o taxă pe lună. Și atunci am găsit soluții să facem și taxe pe lună, să și micșorăm, adică vreau ca să fie toată lumea și mulțumită, dar să înțeleagă că, domnule, eu ca să ajung până la mine acasă, am lumină, lumină care, normal, că o plătește și o plătește, normal, primăria. Deci sunt niște costuri, pe lângă... Nu toate costuri... zonele ca acușa să înceapă să zbârnie telefoanele în regie, da, și o să se supere colegii mei. Bun, așa e situația, pentru că tot am ajuns la lumină. Cum e cu lumina, iluminatul public? Domnul Constantin, vă las pe să-l las pe domnul... Prima, te rog, Adrian, să încep cu un lucru de care noi suntem mândri, și anume că iluminatul, am scos iluminatul pe SEAP și avem, astăzi s-a deschis ofertele și te rog, spune că ai fost pentru achiziția de energie electrică, adică primăria orașului Năvodari a făcut o licitație printre puținele din județ care cumpără prin licitație energie electrică. De ce? De ce? Ca să reducem costurile la energie electrică pe care a achiziționat. Și așa poate scăpa și de Enel. Nu știu, zic și eu. Eu asta pot să spun că nu s-au scris. Acum, deci, vrem vedeți? Contractantul probabil. Poveste bună. De fapt, nu probabil. Cel cu care v-am contractat nu va fi Enel. Acum, eu vă spun o altă chestiune. Asta presupune un preț mai mic? Da, presupune sigur un preț mai mic. Noi iată chiar zile pentru Năvodăreni. Ne consultasem un pic cu reprezentanții Enel, dar prețul era cel puțin, din câte știam noi, mai mare decât... Asta presupune și investiții din partea acelor agenți economici? Nu. Am cumpărat, am achiziționat mai furni... Doar curentul electric mai avem și atât. Acum, și restul investițiilor? Încercuiește extinderea rețelelor electrice? Păi, să vă spun așa, că există două aspecte aici care trebuie acum analizate distinct. Adică, pe de-o parte, este componenta asta de iluminat public, da? de care trebuie să se ocupe primăria, într-adevăr. Și mai este componenta cealaltă de racordare a consumatorilor casnici, da? Racordarea consumatorilor casnici are și asta o dublă natură, dacă vreți. Adică, pe de-o parte, extindere de rețele, să spunem așa, de extindere de rețele pentru care primăria nu a făcut lotizări acum, ar trebui să se ocupe operatorul. Eu vă spun cu toată sinceritatea, iertați-mă că spun, știu că este... Și operatorul tot pe banii primăriei? Nu, operatorul este cel care și câștigă de altfel profitul din treaba asta. Dar, pe de altă parte, eu vă spun că, să zicem, acolo unde sunt loturi noi, avem posibilitatea legală, pe lângă operator, să facem și noi investiții. Acum, eu vă spun că primăria n-a stat niciodată cu mine. De fiecare dată, în general, dezvoltarea rețelelor de casnic s-a făcut, să zic așa, la urmărirea primăriei, adică sub presiunea primăriei, pentru că primăria de fiecare dată a solicitat, domnule, am solicitat din partea aia, am solicitat de acolo să extindeți rețeaua. Primăria Năvodari, an de an, a făcut investiții în posturi de transformare, posturi trafo și cred că dacă stau să calculez până acum... transferat la Enel, care le-a trecut ca investiție din partea lor. Cam le știți, pe banii primăriei. Le știți de bine ca și mine, da. Vă spun lucrurile astea. Ce nu mi se pare corect. Spunea la un moment dat cineva de peninsula. Vă spun că primăria a mai făcut pași înainte. Adică, în general, au fost pozați stâlpi, iar acum urmează să facem, cel puțin discuțiile pe care am avut cu Enelu, așa urmează așa, pe stâlpii pe care au fost mutați în Năvodari, se pot face proiecte și probabil că asta o să facem ultima soluție pe care ne-a fost dată de cei de la Enel. Facem proiectul, adică, prevedem, avem stâlpii, facem proiect tehnic, montăm cablul pe ei, pe care este prezut în proiectul ăsta, și în felul acesta putem să predăm și rețeaua la Enel ca ea să poată să fie acolo. În planul acesta intră și zona peninsulă? Păi asta e soluția pentru peninsula. Asta e soluția. Dar deci le-a dat o veste bună. Știți de la ce plecăm? Plecăm de la faptul că noi am avut stâlpii pentru iluminatul stradal, iar cei de la peninsula, Enel, au spus așa, la momentul respectiv, nu mă interesează stâlpii tăi, fiți mulțumiți că eu vă accept iluminatul stradal pe stâlpii aia ai primăriei, eu vreau ca să veniți cu alt tip de stâlpi
pe care veți spune element iluminat casnic. Iar eu sper Dom'le, să scăpați de aroganța Enelului și nebunie, de Enel nu se poate. Și deci vă propun să luăm o scurtă pauză de publicitate, că altfel mă mută colegii din regie de aici, din platou, și după care revenim și continuăm discuția. Am revenit în direct alături de invitații mei din această seară, viceprimarul orașului Nevoda, domnul Florin Chelaru, și șeful biroului management și proiecte de dezvoltare, domnul Adrian Constantin. Punctual, pentru că nu vreau să ratez niciun subiect, că până la anul nu vă mai găsesc, nu vă mai prind. Vreau să-mi spuneți stadiul proiectelor, principalelor proiecte, mai ales cele cu finanța europeană, în care se află la ora actuală și care sunt termenele limită când ele, practic, trebuie să le vedem în forma finală. Vă completați, unul, cum vreți. Lucrurile sunt foarte... Încep cu centrul de afaceri. Să văd și pe teren. Asta mi-a rămas mie prin Da, centrul de afaceri... Pentru că acolo am nășit o legătură între primărie și patronatul întreprinderilor mici și mijlocii, care a promis că în momentul în care va fi gata, va... Dacă se naște copilul, atunci putem să stăm într-adevăr de o nășire cu totul. Deci când se naște copilul? Copilul se naște, normal, este programat să se nască, să fie luna noua în iunie, dacă vreți. Așa. În iunie 2015. Cam atunci este estimată finalizarea centrului. În momentul de față, într-adevăr, a existat o perioadă în care nu a fost în grafic în lucrări, acum au revenit, lucrează, zic eu, bine în ultimul timp. Sperăm să-și țină ritmul de lucru astfel încât să finalizeze. Dacă menține ritmul de lucru, finalizează oarecum în iunie 2015. Sper să nu apară alte probleme. Într-adevăr, și aici am avut o mică problemă cu o altă condută care apare altfel pe amplasament decât ar fi trebuit să apară. Ne-a explicat, adică, domnul viceprimar. S-a remediat și chestiunea asta. Au mai existat și alte, acolo, dacă am descoperit, într-adevăr, o adevărată stație de pompare care era îngropată în pământ, în teritoriul taberei, într-adevăr, ultrabetonată, dacă vreți. Și a trebuit au existat câteva lucrări care au trebuit să se facă suplimentar pentru a se duce terenul la starea în care să se construiască. E, în momentul de față, am terminat cu radierul, suntem la parter, discutăm de parter, că edificiul n-are decât două și un singur corp trei etaje. Eu zic că suntem în grafic, adică exista totuși, gândiți-vă că partea de fundație este o chestiune complicată și complexă, dacă Bun. Vreți, și necesară fi executată. Asta în ceea ce privește centrul de afaceri, în ceea ce privește drumul. Drumul din Tărăvădar și Mamaia există în momentul de față, este într-adevăr, toată lumea știe că este în lucru. Cum au decurs discuțiile cu Enel ultima oară când ați fost aici la noi în platou, ne spuneați că încă sunteți în tratative și sperați ca acești oameni să priceapă cum stau lucrurile și să accepte Da, au priceput, în sensul că ne-au remis o adresă în care sunt de acord ca proiectul de 32 de miliarde să se împartă în trei, ceea ce nu s-a mai făcut, nu s-a mai văzut așa ceva pe la Enel. La acest moment sunt invitați constructorii să semneze contractul pentru eșalonarea acestui proiect în trei. Deci pe trei va etape, fi da, trei etape, 35, 30%. E un pas înainte, iar acum a fost notificat de către primărie și societatea constructoare să semneze contractul și, bineînțeles, să purceadă la treabă. Situație care se va concretiza până la finalul acestui an sau la începutul anului viitor? Cred că la începutul anului viitor nu vreau să... N-are cum să vină ei pe 29-30 când se lucrează. Dar unul peste altul este un pas înainte și va fi ei de bun augur. Celălalt drum, Năvodari-Ovidiu, el a fost finalizat din punct de vedere al achiziției. Noi am făcut procesul verbal în care am predat amplasamentul, numai că de data asta am avut discuții serioase cu cei care au câștigat prin faptul că lucrările pe această vreme, da, când e iarnă, să se facă în zonele... Da, așa este. Să se facă exact în zonele unde nu sunt circulate, adică zona Lumina și zona Ovidiu, în zone în care
nu pot fi împiedicate să apară situații de genul pe care le-a apărut. V-am întrebat de drumul Năvodar Lumina pentru că mi-am amintesc că și la ultima asta întâlnire oamenii au sunat și au întrebat de acest. Da, deci nu se va veni cu răzuirea asfaltului pe drumul Năvodar, nu Năvodar Lumina. Acest lucru normal, că ne-am tot învățat. Zilele trecute citeam în presa locală că a avut loc și licitația pentru încredințarea lucrării la proiectul Faleză. Sau de sunt dezinformată? Citați foarte bine, numai că am, într-adevăr, a văzut să început să demarasem licitația aceasta pentru promenade. Chestiunea este că acum nu vreau să intru, n-aș vrea foarte tare să detaliz de coșurile astea administrative și nici să arunc pe bine într-o parte sau alta. Vom, probabil că pe acest proiect îl vom restructura până la undeva, cam până la Hanul Piraților. De ce? Pentru că n-aș vrea acum să vă spun că ni se întâmplă la Năvodar și nu se întâmplă în altă parte, dar au existat controle care au căutat până în fiecare substat în parte, așa că cum s-ar putea construi de la Hanul Piraților până în partea cealaltă. O să restructurăm puțin proiectul, o să facem o modificare de PT, după care o scoatem încă o dată la licitația, manuală la licitația aceea. Am fost nevoiți să o anulăm. Și tocmai la sugestia celor de la ISC București, la Inspectoratul Statului Construcții București, facem revizuirea asta de PT, după care scoatem ideea la licitație ca să ne apucăm cât putem de repede, undeva, nu știu, în februarie, martie, să ne apucăm de lucru asta pentru el. Asta presupune că acea faleză va fi mai scurtă, va evita o anumită zonă. Atât cât ne permit instituțiile statului român. Da, și anumiți oameni care s-au trezit după 5 ani să comenteze. Neapărat, să știți că nu neapărat. Au existat controle, nu știu. E... Da. Aveți dreptate. Da, să fiu mai clar. Aveți dreptate, el nu are dreptate, el avea să fie de bun simț. Avem dușmani ca... Cineva acolo sus vă iubește. Eu am zis că Năvodarul ăsta e iubit rău de unii. Am făcut adrese atât la premierul României, am făcut la Ministerul Dezvoltării. Da, n-a să văd de că... la Năvodar, ceilalți sunt mai aproape de cei doi pe care ați menționat. Nu știu, da, nu pot să-mi dau seama, n-am primit niciun răspuns. Cei de la ISC, cei de la... Campanie electorală, am înțeles. Au fost... Da, avizul de la ISC, nu, după multe scandaluri, probleme, am făcut alte adrese în care am acuzat memorii, în care am acuzat modul în care, nu știu, se dau aceste avize, cel puțin de către ISC, care să ne evaluează pe noi, cred că asta și e care ne evaluează pe noi, că pe până noi, la urmă asta e problema. De celelalte, autorități. Nu am primit răspunsul scontat și au venit tot din partea ADR anumite, să zic așa, idei prin care, domnule, aveți nevoie de avizul ISC? Ei, sub 5 milioane de euro, nu mai ai nevoie de avizul ISC. Nu mai ai nevoie, ok. Atunci mă duc cu lucrarea sub. O soluție e o soluție astfel încât să facă... Oarecum de compromis, având în vedere da, ce vrea să faceți. Țin neapărat să fac această lucrare. Peste un alt timp, când voi putea, voi continua această lucrare. La acest moment, ăsta este adevărul. Avem prieteni, iar noi... Prietenilor știu de ce. Da. Și atunci... Da. Frumos. La noi, în România, se poate orice. Revin mai un pic iarăși la problemele orașului, deși și aceasta e una din problemele orașului, în sensul că un astfel de proiect asigură clar dezvoltarea unei comunități, are o atractivitate pentru turiști și pentru statutul de stațiune balneară pe care Năvodarul are, ar fi fost una, tu un plus. De ce e bine că ați găsit această variantă, chiar dacă e de moment. Este de moment. E un început și de acolo vă puteți lega și să mergeți mai departe, să vă duceți visul până la capăt. Că poate în timp, cine știe, normalitatea intervine și la noi. Și cu metriile astea și interesele personale nu vor mai fi primordiale în defavoarea intereselor unei comunități întregi. Pentru că despre asta e vorba, de fapt, și de drept aici, din păcate. Data trecută, foarte câțiva telespectatori, nu foarte mulți, să nu exagerăm, sunau și spuneau, am reținut chestia asta, că au impozite foarte mari, dar nu beneficiază de utilități. Era vorba de zona ecluză sau zona... Da, este vorba de zona Mamaia Sat.
Da, se pare că și în zona ecluză, la ora actuală, nu au utilită sau cel puțin așa se plâng unii telespectatori, colegilor mei din regie. Da. Legea spune că până în luna mai, OAT trebuie să dea o hotărâre de consiliu local cu privire la zonare. Eu, ținând cont de toate aceste demersuri pe care le-au făcut și către primărie, cei din zona Mamaia Sat, unde cu adevărat nu au străzile cum și le-ar fi dorit, chiar dacă sunt, o să propun să trecem într-o altă zonă, pentru că așa mi se pare, să zic corect. Deci prin proiectul pe care... De la zona A la zona B sau ceva de genul ăsta, astfel încât și taxele și impozitele vor scădea automat. Vor scădea la lor, în zona lor. Unul din motivele pentru care unele comune nu vor să ajungă la statut de oraș ca să nu le crească impozitele și taxele. Am înțeles. Iată că și în... E o chestie de corectitudine până la urmă. Da, și toate acel proiect de care spuneați dumneavoastră, că dumneavoastră ne-ați spus data trecută, că e un proiect pentru zona peninsulă în colaborare cu Mamaia Sat există un proiect care nu se va finaliza pe intervalul anului viitor. De aceea, eu vreau să fiu corect, să micșorez zona, de la zona A să mă duc la zona B și în momentul în care voi veni cu utilități declasați, practic. Și atunci o duc înapoi în zona A. Exact cum așa consider eu că e mai bine la acest moment și vreau ca să propun accesul cu Consiliul Local. Da, sunt convinsă că Consiliul Local va susține astfel de propunere. Una peste alta, dacă ar fi să facem o sinteză anului 2014, vă puteți trece în agenda la ora actuală anumite probleme și situații pe care n-ați reușit să le rezolvați deși ați vrut și ați făcut demersurile necesare? Mă refer la aspecte importante, nu mă refer la o stradă neasfaltată, deși era cuprinsă în proiect, sau astea sunt lucruri minore având în vedere ansamblul orașului și problemelor lui. Nu, pot să spun următorul lucru. Acum, la finalul 2014, că orașul a prosperat. Orașul a mers înainte cu toate proiectele pe care le-a avut în implementare. Orașul și-a gândit strategia atunci în 2012 până în 2016 și noi la acest moment, chiar dacă mai plângem așa, ne mai chinuim, dar suntem pe drumul corect, drumul bun, în sensul că nu am încetinit ceea ce înseamnă dezvoltarea în interior acestui oraș. Adică, mă refer că am mers pe proiecte legate de infrastructură, de a străzilor, parcări, rețele de apă, de canalizare. Le-am făcut, nu am oprit în niciun moment, să zic, motoarele. Pe proiecte externe, pe proiecte europene, am demarat lucrările și chiar dacă suntem în întârziere, noi suntem în grafic cu tot ceea ce ne-am propus. Probabil că puteam să vă zic să facem cu mult mai mult, dar în momentul în care, și vreau să știe lumea, că toate aceste proiecte le faci cu avizul sau anumite avize ale statului. Și aici dacă ai apare prea mult, nu, și avizele astea uneori vin cu întârziere sau nu vin. Că e vorba, nu știu, poate chiar și de Raja, că am avut solicitări să schimbăm nu știu ce conducte și ne rugăm de ei, mai trece timpul. Cred de multe ori. Cred că o să vă rugați de cei de la gaze, pentru că se pare că au făcut niște lucrări pe strada Recoltei, au săpat acolo și au lăsat așa. Știu și azi lumea sunt foarte nemulțumit. Sunt foarte nemulțumit de modul în care s-a lucrat acolo și o să rezolvăm problema. Deci, astea sunt probleme care apar, sunt inevitabile, apar, ele apar de pe o săptămână pe alta. Acum să zic că sunt ok, sunt bine, dar într-o săptămână poate să mi se întâmple 7 probleme urgente și normal, atunci lumea o să zic să-i că toate aceste aspecte pe care ni le semnalează nu pot dereni, le regăsim clar și în alte administrații publice locale și sunt cauzate clar
de incompetență, domnule. Ce să mai o dăm la întors? Pentru că atâta timp cât te apuci de o lucrare și nu o duci până la capăt, atât timp cât faci lucruri pe, cu jumătate de măsură, e clar incompetență. Eu cred că de bun simț ar fi și poate să ajungem din 2015 să avem parte de agenți economici de acest fel, de români în sine, că practic ajunge la elementul om în orice domeniu ai fi, care să-și asume, să se înhame, să facă un proiect, să facă o lucrare atât timp cât e conștient că o poate. Dacă nu, stai domnule deoparte și lasă-l pe altul, care într-adevăr poate. Exemplu, canalizarea pe strada Plopilor, care a fost făcută de Rotary, așa, pentru Raja, dar beneficiar final este orașul Năvodari. Asta e cam moltenească lucrare, chestia asta, așa? Nu, este orașul pe care linii de finanțare prevăd. Pentru rețele de limitare cu apă și canalizare. Și a fost făcută mult mai rapid? Operatorii proiectelor. Nu, a fost făcută prost. A, bun. Și vreau ca să știți și dumneavoastră că sunt siderat de modul în care au lucrat. Am făcut adrese la Raja. Îi sun, vezi că ea s-a surpat, vezi că ai o problemă. A fost un moment în care am oprit lucrarea. Exact ce spuneți dumneavoastră. Ești în România. Ai o lucrare. Mă, trebuie să bucure că au lucrări, că fac acele lucrări și eu, de asta vreau să știe tot. Și culmea e că au contracte cu statul, domne, că e cu primăria, deci cu banii statul primesc. Da, da, nu de la primărie, primesc de la Raja. Bun, e tot o de la Raja. Bun, problema este următoarea. Domne, eu, ca și primărie, mă gândeam pe vremuri, sau dacă n-aș fi fost în administrație, aș fi zis, bă, ce dracu să plângă aia atâta? Păi ăia au câștigat licitația, fac lucrarea, vin cei de la primărie doar ca să verifice. Domnule, nu e așa. Vedem că lucrează. Am oprit lucrarea. Am chemat nu pe cei așa, de la... Nu e așa, pentru că suntem în România. Păi suntem pentru în România. De asta vreau să înțeleagă. Așa era. Nu se poate. Deci vă spun, e o luptă totală. E o luptă cu fiecare, cu fiecare lucrare, cu fiecare construcție. Trebuie împins de la spate. Trebuie împins de la spate. Trebuie împins. Și sper să... Trist ce ne spuneți. Ca lucrările să aibă o calitate proastă și atunci lucrul ăsta să nu poate fi văzut. Cum să nu fie o calitate proastă, domnul Constantin? Atâta timp cât ei se încumetă să pună niște prețuri foarte mici, conștienți fiind că la banii aceia n-au cum să facă o lucrare de calitate. Pentru că asta e realitatea. Și atâta timp cât asta va fi criteriu de acordare a lucrărilor, asta se va întâmpla în toată România. Știți, acum, ca să fiu foarte, sincer, față de telespectatori, într-adevăr, există posibilitatea, pare că un telespectator să zică, domnule, dar există posibilitatea să dați pe cea mai bună, să zicem, evaluarea unei, cea mai bună ofertă din punct de vedere economic. Adică să pui prețul un criteriu, să mai pui și un alt criteriu. Dar vă spun eu că în ziua de astăzi, domnule, ce mai avea dreptate. Prețul trebuie să, ANRMAP-ul nu-ți dă posibilitatea că să pui prețul cu cel mai mare punctaj, da? Iar celelalte criterii care sunt oarecum secundare față de preț sunt termen de execuție sau, să zici, durată de garanție. Cam atât îți acceptă. Altceva nu mai există. Dar mai trebuie și deci acea verificare prețul, a agentului economic care pune astfel de prețuri. Prețul variante legislative, prețul este cel care contează. Foarte rău. Nu prețul trebuie să conteze, ci calitatea, din punctul meu de vedere. Da. Dai un ban și la cât de sărac... Știți cum se spune? Când ești sărac, prefer să dai un ban în plus, dar să fie un lucru de calitate, că știi că te ține mai mult timp decât să iei 5 proaste. Că tot acolo ajunge ca și cheltuială. Alt respectator vă întreabă când se va da drumul pentru construcțiile pe terenurile extravilare din apropiere de localitatea Lumina. Dacă puteți să îi răspundeți. Începând de anul viitor, vreau să reiau toate demersurile pentru a introduce în intravilan acelor loturi de teren dinspre Legmas. Vă spun, acolo oamenii și-au vândut, și-au revândut la nivelul cadastrului. E o nebunie și chiar ni s-a solicitat ca tot ce înseamnă ca teren extravilan să ne oprim cu lotizările. Și, deci oamenii au luat așteptând gândiți-se că fac o afacere bună. Gândiți-se că fac o afacere bună și au repede, au lotizat, au vândut și au făcut ei străzi. Bun, noi am încercat și am demarat. Păi cum și-au făcut străzi, și-au făcut urbanistic zonal, sigur, care s-a fi aprobat? În momentul în care faci lotizare, legea specifică că la fiecare lot trebuie să ai acces.
Fiecare lot trebuie să aibă. Bun, și pe domeniu, chiar dacă e domeniu privat, trebuie neapărat să-ți faci lotizarea astfel încât să ai acces la respectivele loturi. Și au existat 1000 de aleuțe, 1000 de străduțe, între ele ceea ce... Fiecare când a crezut și cum a crezut. Ei, cum a crezut? În momentul în care în 2010 ne-am apucat, în 2010 am început să luăm avize. Cum am finalizat anumite avize, cum expirau celelalte. Sunt atât de multe. Deci, pe scurt, situația va fi iarăși luată la puricat. Da, din 2015. Da, din 2015. Practic, prima etapă trebuie trecerea din extravilan în intravilan la acei zone și apoi după aceea vor vedea oamenii ce numai, și cum. Numai că, întâi, asta e marea luptă, este faptul că trebuie să luăm avizele în termen, sunt atât de multe, încât unele există șansa să expire, numai pentru că celelalte nu vin. Termin cu una și o iei de la capăt cu altă. Da. Așa mi s-a întâmplat. Drăguț. Insistă, văd că telespectatorii din zona Ecluză recunosc că nu știu despre ce e vorba în acea zonă, cu utilitățile, când și ce se va face acolo. Ei se plâng că nu au utilități. Nu știu exact care e situația acolo, recunosc. În zona Ecluză există străzile pe care ei și le doresc să le asfaltăm, să le pietruim, să le asfaltăm. Noi la momentul acesta, eu le-am comunicat că nu am resursele necesare să le aduc utilitățile la standul pe care și le doresc. O să-i trec în zona B, așa deci cum este. De clasificare și sigur acolo. Că da, așa. Pe de altă parte, a apărut iarăși o chestiune. Acolo era teren viran. Acum 4-5 ani era un imens câmp. Și să nu spuneți că oamenii, să fac casă. Oamenii, da, era intravilan. Oamenii și-au construit, și-au lotizat exact pe stilul obișnuit. Și-au lotizat repede și au început să își vândă terenul, au început să construiască. Dar au avut autorizații? Da, pentru că am zis că e intravilan. Okay. Intravilan. Dar în momentul în care orașul Năvodari, în ultimii 10 ani, 15 ani, s-a extins atât cu Mamaia Sat, apoi am început cu toată zona aceasta, de la Ciocârlie, tot extins. Am făcut și zona de litoral. Orașul Năvodari a explodat din punct de vedere al dezvoltării urbane. Oamenii, în momentul în care, domne, nu și-au găsit teren undeva în zona centrală și s-au dus undeva mai în zona câmpului, au luat la un preț mic. În momentul în care au luat ce au zis? Și-au făcut calculul. Probabil că și eu aș face așa. Îmi iau un teren la preț mic, dar mi-ajunge să fac casa. Bun, ți-ai făcut casa. Dar ce face al doilea pas? Țipi la primărie să-ți dea utilitățile. Stai un pic. Că în momentul în care te-ai gândit să-ți cumperi teren la un preț mai micuț, acceptă și faptul că nu are primăria și eu în continuare spun. Nu avem atât de mulți bani să putem să facem, să dezvoltăm instantaneu tot ceea ce își doresc. Nu sunt bani la primărie și ține cineva deoparte și nu construiește. Ba din contra, la momentul ăsta noi am terminat anul cu aproape tanda pe manda, adică 0 lei, 0 bani, adică vreau să zic că mai sunt în buget, pentru că toți banii pe care noi îi luăm, îi băgăm direct în ca flux în investiții. Citeam în Gazeta de Năvodari o știre pusă de colegul meu George Munceanu și în care spunea că a apărut în Monitor oficial de astăzi o sumă de bani care va veni către primărie. Da, este vorba de demersurile pe care noi le-am făcut și ministerul ni l-a dat conform proiectelor pentru pe care le-am depus noi. Lucrări pe care le-am la momentul respectiv le-am avut. Le-ați făcut din buget propriu și acum vi le plătesc. Da, cam cu întârziere, dacă stau să mă gândesc bine. Le-am făcut după 3 ani, 4 ani? Da, oameni, de exemplu, vreau să știe lumea, la ce oră am plecat aseară? La ora 8:30 am plecat aseară până n-am trimis toate faxurile cu toate documentele. Azi dimineața a plecat la ora 7 mașina direct cu originalele. Adică dacă aș fi plecat la ora 4 acasă și eu și toți angajații, aș fi zis, domne, bă, niște nenorociți,
dar în momentul în care Zini se stă peste program la ora 8, ora 9 se pleacă și asta am spus-o nu doar eu, de la momentul în care spunea și Nicu tot același lucru, se pleca la ora 8 și acum tot așa, pentru că ritmul este același, nu am cum să plec la ora 4 și să le spun dragi colegi, astăzi până la ora 4, pentru că haideți să încercăm să gândim puțin optimist, să privim spre viitor și să-mi spuneți dacă ați început la ora actuală să creionați cum va arăta bugetul local al orașului Năvodar pentru 2015 și cam care vor fi spre ce domenii vor fi direcționate fonduri importante anul viitor. Asta având în vedere și faptul că domnul Dragnea anunța cu sură și trâmbiță faptul că de acum încolo, practic, fiecare primărie ar trebui să ar urma să primească banii direct de la minister, așa, o să fie o chestie directă, nu mai vă veți împiedica cu ghimele de ridicare și asta e o veste mai mult pentru alți primari, nu atât pentru Năvodari, de Consiliul Județean sau de alte structuri intermitente. Anul 2015 este probabil cel mai important an din ultimii 25, eu mă refer la perioada de după Revoluție, cel mai important an de după Revoluție. Vă spun și de ce spun acest lucru. Pentru că acum trebuie să gândim tot bugetul astfel încât să asigurăm cofinanțările la toate aceste proiecte pe care le spunea și colegul meu. Pentru că acum e bătaia peștelui pe aceste proiecte. Orașul Năvodar trebuie să finalizeze proiectele până în decembrie 2015. Oricât de mult le-ar prelungi sau nu, în 2015 trebuie să pui stop și tot ceea ce sumele care nu au fost acoperite a trebuit orașul Năvodar să le dea pentru finalizarea lucrărilor. Bun. În de contextul aceea, ăsta, cum vedeți dumneavoastră bugetul pe 2015? Deci vreau să asigur cofinanțările la tot ceea ce înseamnă proiectele europene, în primul rând. Doi, vreau ca tot ceea ce înseamnă dezvoltarea orașului și anume vreau să am bani pentru chiar dacă nu se văd, dar ăștia trebuie să-i pun neapărat. Bani pentru învățământ, bani pentru cultură, bani pentru handicap, bani pentru sunt necesități pe care nu am cum să le ignor, așa, și banii pentru dezvoltarea infrastructurii în orașul Năvodar. Prin infrastructură însemnând? Prin infrastructură însemnând ceea ce se întâmplă efectiv în oraș. Adică cu, în general cu societatea termică Năvodar mă ocup de parcări, străzi. Am avut ședință de consiliu local în care i-am adunat pe toți consilierii care reprezintă tot, mai discuta cu consilierii... Raja, spre exemplu, pentru că mă folosesc de un alt telefon al unui alt respectiv, veți discuta la anul viitor cu cei de la Raja să rezolve problema canalizării în zona cale ferată, în zona ecluză? Am cu Raja. Există astfel de proiecte? Cu Raja am discutat. Nu voi mai discuta, ci deja am discutat, am și plătit o diferență. Vreau să interveniți. Vreau să le aduc a discuție un singur aspect. Naror, acum spun la ecluză că nu avem alimentare cu apă și canalizare. Mi-aduc aminte că în 2009 am încercat să prindem pe post mediu. De asta vă spunem, că Raja poate să depună proiectele astea. Am încercat să introducem zona asta de la ecluză pe postul de mediu, adică la până la momentul ăsta erau și executate alimentare cu apă și canalizările, mai că am avut atunci o opoziție în a se ceda străzile către primărie, pentru că nu puteai să faci investiție decât pe domeniul public. Ceea ce este o mare problemă. În general, dacă strada nu e cedată ca teritoriu către primărie, nu poți să vii cu niciun fel de investiție, că nu este legal. Cedarea aceasta din partea cui trebuie să... Proprietarii trebuie să facă, dacă tu dețin un areal mai mare și apoi îți prevăd o stradă, da? În arealul acesta mai mare, ca acces către zonele, către loturile pe care le înscriu acolo, trebuie să și cedezi acel teriteriu către acea stradă, către primărie. Poate cu oamenii ăștia nu știu. Că în 2009... Nu, știu foarte bine. Știu, au venit dar totuși cei de la, eu chiar la ecluză mă refer. Cei de la ecluză știu foarte bine, au venit la mine de nenumărate ori și le-am solicitat acest lucru, numai că există niște probleme pentru că nu pot să ia toate semnăturile, pentru că vechii proprietari care încă mai dețin terenul nu sunt de găsit sau nu au cunoștință.
am venit să pun stâlpi de curent. Au venit la Matei, la mine, la compartimentele. Le-am solicitat, zic, domnule, vă rog eu, nu ne mai dați tema asta, că nu putem să aducem, nu putem să aducem da, aceste să... Nu puteți să faceți așa. Știu că nu pot. Dacă vrei să te ajut, ajută-te tu în primul rând. Da. Să creează mie condiții, adică cedează în teritoriul către primărie ca să pot să fac investiții. Cum să fac investiția pe terenul tău? Ia să vedem cum o să faceți dumneavoastră investiții în Năvodari pentru exercițiul financiar european 2014-2020. Mai aveți, ați început să elaborați, să gândiți proiecte pentru acest exercițiu financiar? Da. Că trebuie să aflăm ce se întâmplă și în acel birou. Și da. Lăsăm pe domnul Constantin să vedem ce ne spune. Păi, să vă spun așa, cred că prima miză a anului 2015, prima subliniere foarte important aspectul ăsta, prima miză a anului 2015 să se refinanțeze pe cele pe care avem acum. Da, de ce mă interesează? Trecem peste asta, mai am două minute. Deci eu vreau clar ce faceți pe viitor, punctual. Deci, vrem să asfaltăm Asta nu sunt fonduri europene. Nu. Spune foarte bine. Pe Mamaia, Sibioala, e vorba de centura Năvodariului. Vreau să o faci de la Sibioala, se înțeapă exact în drumul care pleacă spre Usas. Al doilea drum pe care vreau să-l fac tot pe proiect european este centura pe partea pe sub pod. Pe sub pod și să vin în zona, zona aceasta. Pentru că marea majoritate a mașinilor vor să intră prin oraș. Stick infrastructura. Asta este una. Un alt proiect foarte, foarte important pentru mine este să modernizez tot ceea ce înseamnă parcul central. Parcul central care a fost la acest moment lăsat puțin în spate și vreau, nu sunt mulțumit de cum arată cel puțin zona pietonală și vreau o fântână să facem specială în zona respectivă. Iar o să tot mă sună Năvodăreni să-mi spună fântâni, ne trebuie nouă. Da, doamnă, da, suntem un oraș. Când avem canalizare și lumină? N-are legătură, pentru că eu nu plătesc decât 2%. A, n-au legătură. Canalizarea respectivă intră, tot se va face cu fonduri europene. Canalizare pe zona Mamaia Sat. Deci este un alt proiect pe care noi deja l-am dat în lucru și aștept numai să aprob berdu celor de la Raja. Adică un alt proiect foarte deci important. Deci deja gândiți în 2015, Mamaia Sat, pentru că tot încă prins, ați primit la un dat telefoane și acolo sunt nu foarte... 2015-2016 există posibilitatea ca Raja să execute aceste lucruri, pentru că am și plătit cu o finanțare pentru proiectare. Doamne ajută, vin și mai fac o radiografie a zilei atunci, ca știu că atunci nu vor mai suna cei din Mamaia Sat să mă întrebe de apă și de lumină. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Vă urez sărbători fericite, un an plin de bucurii, de sănătate și succes în ceea ce v-ați propus să faceți. Să sperăm că 2015 vă va aduce mai puțin prieteni interesați și mai mulți prieteni adevărați. Cum obișnuiesc eu să le spun tuturor celor dragi mie, conjurați-vă de oameni adevărați, pentru că în momente de criză, atunci aveți cine ți-e aproape. Succes în continuare. Vrem și vă mulțumesc. Vă rog. Sărbători fericite tuturor năvodărenilor. Vrem să aibă un Crăciun liniștit în familie. Vreau ca să fie mulțumiți de ceea ce au pe lângă ei, să fie mai liniștiți pentru că toate proiectele astea noi ne vom zbate să le finalizăm și vreau să aibă certitudinea că doar împreună noi putem să reconstruim Năvodariu așa cum și-l doresc și dumnealor. Asta este mesajul meu de bucurie sufletească, de lumină și îmi doresc să fie apropiați ei cu ei, astfel încât toată lumea să fie mulțumită. Sărbători fericite! Mulțumesc frumos, domnul Chelar, mulțumesc frumos, domnul Constantin. Punem punct ediției din această seară. De fapt și de drept este punct final al ediției Radiografia Zilei în acest format. Ne revedem la anul, probabil. Vă doresc tuturor un an bun, sărbători fericite. Să aveți grijă pe cine vă apropiați de dumneavoastră, să aveți grijă de cei dragi și succes în tot ceea ce v-ați propus să faceți. Tuturor la mulți ani și numai bine! O seară bună!